era fundalul. Era fundalul gol în spate. Lăsăm așa? Nu avem ce facem momentan. Ok. Să facem cortina maxim. Tu ai vorbit cu oamenii tăi? Adică ai încercat să dai tu de oameni ca oamenii cu ei. Zic că pot acum. Bună tuturor! Știu că încă nu s-au conectat toți participanții, dar pentru că am intrat live o să începem. Bună, hai că eram pe mute. Știu că mai sunt participanți să intre, dar pentru că am intrat pe live aș vrea să începem workshop-ul cu Alin Grămescu. Eu o să fiu doar un minim moderator slash observator, o să vă las pe voi să interacționați cu el, de aceea nici nu vreau să stau să-i fac vreo prezentare, doar vă salut, îi spun bine ai venit și mulțumim că ești cu noi și nu știu, dacă ai tu câteva cuvinte de început, te așteptăm și voi. Vă rog, dacă aveți vreo întrebare, să o adresați, să nu scrieți pe chat, că până vedem, până... E mai ușor să vorbiți. Și dacă ați putea unii din voi să vă mai porniți camera, ar fi ok. Și tot așa. Bun, Alin, te rog. Bun, și începem. Aceeași rugăminte am și eu către cei care sunt acum în Zoom. Dacă puteți să porniți camera ca să nu mă uit la un ecran în care văd niște litere și atât. Și în același timp, când aveți o întrebare, puteți să vă porniți și microfonul ca să putem să ne și auzim. Uite că Tudor a răspuns apelului nostru. Salut Tudor, salut Mihai, bună Simona, bună Alexandra și salutare tuturor celor care ne urmăresc în momentul ăsta pe live-ul de acasă. Camera este undeva în partea asta, în direcția asta. Salutare tuturor! Eu sunt Alin Grămescu, sunt inițiator în serie. Ce înseamnă asta o să aflăm mai încolo dacă îmi amintesc să vă spun ce înseamnă inițiativă în serie și asta e deja prima provocare, să zicem, pentru voi, să îmi amintiți că trebuie să vă spun ce înseamnă inițiativă. Discutăm astăzi despre diferențiatori pentru liceeni, în așa fel încât să puteți să faceți diferența atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Vreau să am o confirmare în primul rând din partea voastră dacă se aude totul în regulă, că sunt ceva mai departe de calculator și... Ok, am un ok aici de la Simona. Bun, perfect. Vreau să-mi spuneți cum arată pentru voi imaginea asta. Stai așa să intru în cameră. Puteți să porniți audio și să dialogați cu mine în timp ce spuneți. Cum arată pentru voi imaginea asta? Imagine normală pentru ziua de astăzi. Deci e o imagine normală, spuneți tu doar. Este okay. O imagine a unei persoane preocupate de propria imagine. Ok. De Simona a bănuit că eu poate sunt pe un selfie mode și fac o poză în momentul ăsta. Ok? Poate. Da. Ia spune Alexandra, pentru tine cum arată imaginea asta. Uite, mai stau așa. Nu știu, stai pe social media. Ok. Deci o persoană care își petrece timpul pe social media. Normalitate ne spune Tudor. Simona ne spune că e o persoană care este ocupată de propria imagine. Clara. Bună, Clara. Bună! Așa, ia spune-ne cum arată pentru tine imaginea. Ceva normal, cum s-a spus și mai devreme. Ceva okay. Ce vezi peste tot. Bun. În telefonul vostru, pe unde aveți setări, aveți un câmp care se numește confort digital. Confort digital vă arată cam câte ore vă petreceți în fiecare zi pe smartphone, pe ecranul acesta. În cazul în care nu l-aveți pornit, rugămintea mea pentru voi este să-l porniți, pentru că dacă nu vă veți speria acum, în momentul ăsta, vă veți speria mai târziu, imediat ce o să vă spun cam ce înseamnă orele astea petrecute pe internet. Conform statisticilor,
un licean în momentul ăsta își petrece undeva la 3-4 ore zilnic, așa. Așa. Da? Da. Adică așa. Așa. Bun. Bun. Și o să-mi spuneți că asta este normalitate, cum spunea Tudor mai devreme și Clara, în același timp că asta înseamnă să fii ocupat de propria persoană, de propriul brand personal, cum spunea Simona. Asta înseamnă acum să socializezi. Și într-adevăr așa este. Dar haideți să gândim puțin în perspectivă, că spuneam că o să vorbim despre diferențiatori și să vedem ce înseamnă 3-4 ore zilnic petrecute pe o durată mai mare de timp. Dacă vă spune că 3-4 ore petrecute zilnic într-un an de zile e echivalentul cu 3-4 luni de zile, să zicem, hai să luăm de fapt 3 ore, ca să nu fie 3-4 ore. Luăm 3 ore petrecute zilnic în fața smartphone-ului, da? Dacă vă spune că ăsta este echivalentul cu 3 luni dintr-un an. 3 luni în care Simona, Alexandra, Mihai, Tudor și toți cei care ne ascultă în momentul ăsta stau așa. Da. Da. Cum ar fi pentru voi informația asta? Deci 3 luni într-un an în care doar asta faci. Scroll. Este un adevăr șocant. E un adevăr șocant, spune Simona. Haideți să vă spun cum sunt făcute calculele astea. În mod normal, când se face calculul pe consum cât timp stai în fața unui ecran, totul se împarte la 24 de ore, adică cât are o zi normală. Și eu cred că calculul ăsta nu ar trebui în primul rând să fie împărțit la 24 de ore. De ce? Pentru că tu nu ai disponibil timpul ăsta în fiecare zi. Adică tu trebuie să și dormi, tu trebuie să și mănânci, trebuie să te uiți și la cer, trebuie să mai lucruri din astea, mărunt timp pentru igiena personală. Ceea ce înseamnă că dacă suntem de acord că avem disponibil un timp de 12 ore în fiecare zi, adică de la ora 9 dimineața, să spunem, până la ora 9 seara, în timpul ăsta, dacă tu stai 3-4 ore, 3 ore din programul ăsta, stai pe smartphone, o oră, echivalentul cu o lună, e corelația asta. Dacă ai 12 ore disponibile în fiecare zi, pe zona de producție, și ai 12 luni, înseamnă că o oră petrecută constant în fiecare zi, pe o activitate, nu mai egal cu o lună dintr-un an. Deci calculul ăsta în primul rând la asta se referă. Adică imaginează-ți că Mihai, Alexandra, Simona se trezesc, mănâncă și apoi la ora 9 dimineața încep și asta fac până la ora 9 seara. Asta este imaginea cu toată lumea, practic. Da? Și fac lucrul ăsta timp de 3 luni de zile într-un an. Da? Da. Adică eu în momentul în care am făcut calculul ăsta și am trimis echipei mele descoperirea aceasta, mi-am dat seama că asta este o imagine tristă. Și eu o să vă spun de ce cred eu că este o imagine tristă. Pentru că noi avem pretenții de oameni care își doresc să schimbe ceva în lumea aceasta, de oameni care își doresc să creeze. Ori genul ăsta de comportament, ok, poate să fie un comportament în care tu te informezi, în care tu socializezi, adică un comportament normal. Dar în momentul în care tu 3 luni dintr-un an, doar asta faci, de la ora 9 până la ora 9 seara, ora 9 dimineața până la ora 9 seara, asta este un timp în care practic tu nu faci altceva decât să urmărești lucruri. Ești un urmăritor, nu ești un creator în momentul ăsta. Receptor pasiv. Ești într-o stare pasivă. Și nu evoluezi în plan personal absolut deloc. Chiar dacă te informezi, chiar dacă, ai anumite beneficii, socializezi, dar trăgând linie la sfârșitul zilei, plus valoare adăugată din ceea ce înseamnă verbul a trăi sensul profund, e foarte, foarte puțin. 0, foarte puțin. Exact. Mai trist este că tu nu stai doar pe smartphone-ul ăsta. Tu mai stai și pe un laptop, mai stai și în fața unui smart TV, și în fața unui desktop, și în fața unei tablete. Adică ai mai multe ecrane în viața ta. Și dacă e să urmărești tot consumul ăsta cu tine versus tu în fața unui ecran, o să-ți dai seama că, de fapt, tu nu ai un moment bine definit în viața ta în care să spui eu asta fac, eu acum creez, eu acum mă ocup de niște lucruri care pot să aducă o schimbare în viața mea și în viața celorlalți.
Deci am vrut să încep cu adevărul ăsta crunt, pentru că știu că asta este realitatea generației mele și în același timp generației noi, din care faceți și voi parte. Știu că în cadrul generației voastre altele sunt aplicațiile pe care vă petreceți timpul, dar nu contează. În final nu contează că eu stau pe Facebook, de exemplu, sau pe LinkedIn, sau pe nu știu ce site-uri și voi stați pe YouTube, sau pe Instagram, sau pe TikTok, sau eu mai știu ce alte site-uri, pentru că în final cu toții suntem doar niște urmăritori care asta fac timp de 3 luni de zile într-un an. Este enorm, pentru că imediat după astea 3 luni de zile într-un an, imaginați-vă că vă mutați și stați în fața unui laptop, poate încă 3 luni de zile din anul respectiv, zona de productivitate. Ceea ce înseamnă că ai practic undeva la jumătate de an în fața unui ecran. Bun. Acum dacă să ne gândim la tema discuției de astăzi, și anume cum facem să facem diferența, care este diferențiatorul pe genul ăsta de subiect, mie îmi place să mă uit la ce fac oamenii în general, care este comportamentul unui grup, unei comunități, și în același timp să sesizez unde sunt neconcordanțe în declarațiile lor versus comportamentul respectiv. Adică dacă tu îmi declari că vrei să schimbi ceva, dar în același timp comportamentul tău este mai degrabă pe zona asta de consum, pe zona de doar urmărești și atât și nu e pe zona de vreau să acționez. Și diferențiatul este în momentul în care tu faci invers. Adică, ok, dacă tu în momentul ăsta să sesizezi că generația ta își petrece atât de mult timp în fața unui ecran și că este o generație care urmărește și atât, înseamnă că dacă tu ai reduce din timpul ăsta petrecut în fața ecranului și te-ai apucat să activezi și să faci anumite acțiuni, înseamnă că tu, practic, prin genul ăla de comportament, deja faci diferența între tine și marea masă de oameni care rămân, practic, prinși în matrix, dacă este să spunem așa. Asta este o discuție pe care noi probabil o avem în momentul ăsta, așa, într-o fază, să zicem, incipientă, aceea ce ar trebui să însemne un comportament digital sănătos. Cel mai probabil în viitorii ani vom discuta despre ce înseamnă sănătatea asta când vine vorba de comportamentul nostru digital și de timpul petrecut în fața ecranelor. Întrebare? Sigur. De ce crezi că se întâmplă? Adică, ok, tocmai pentru că lumea este expusă la atât de multe... Miruna, te rog să vorbești puțin mai tare, chiar dacă sunt în acea sală, nu te aud. Ok, mă gândeam să nu, tocmai să nu-ți fac timpanul. Bun, tocmai pentru că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă și atât de multe informații și petrecem atât de mult timp pe internet și chiar există posibilitatea să vezi multe lucruri interesante și creative, de ce crezi că aleg oamenii sau, mă rog, să zicem, copiii, generația cu care vorbim acum, mai degrabă să stea să se uite decât să încerce să facă ceva? Adică tocmai pentru că se uită și poate ar fi stimulat să facă și totuși nu o fac. Exact, da. Pentru că e fear of missing out, adică frica de a nu fi actualizat cu ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. E clar că volumul de informații, volumul de oportunități, volumul de evenimente, volumul de lucruri care se tot întâmplă în lumea aceasta este unul mult mai ridicat versus ceea ce se întâmpla înainte. Adică dacă e să deschidem o aplicație, putem să vedem știri non-stop. Uite, ieri s-a întâmplat o știre globală, alaltă s-a întâmplat o altă știre globală, în același timp o altă știre națională, o altă știre locală și așa mai departe. Adică suntem supuși unui volum mare de informații. Deci avem pe de-o parte frica aceasta de a nu fi actualizați, ne ducem cu toții la școală, la liceu, în perioada asta de liceu suntem într-o perioadă estetică și vrem să fim cool, să fim văzuți ca tipii și tipele care sunt la curent cu informațiile și cu ce a mai făcut idolul X, da? Nu vreau să zic acum de idol doar din lumea de vlogging, pentru că sunt și alții oameni pe care tinerii îi urmăresc în momentul ăsta. Deci, în primul rând, avem chestiunea asta, deci frica de a nu fi actualizați și de a nu mai fi practic văzut cool în grupurile noastre, pentru că nu știm genul ăsta de informații. Și în al doilea rând, știi cum e? Să fii urmăritor
este ușor. Adică necesită doar deblocarea telefonului și scroll. E o activitate ușoară. În schimb, să devii creator deja implică mult mai multe lucruri. Ai nevoie de o gândire critică, să-ți dai seama în primul rând că e nevoie să pui stop genul ăsta de comportament. Nu ai cum să ajungi în starea de creație. În același timp ai nevoie de inițiativă, să fii omul care începe anumite lucruri. Ai nevoie de un pachet de lucruri care să te facă să-și acționezi. Eu cred că de asta se întâmplă, pentru că pe de o parte vrei să fii cool și normal, mai ales în perioada asta liceului, că ești în perioada estetică, dar pe de cealaltă parte, neavând un hub, și o să discutăm mai târziu despre ce înseamnă un hub pe creație și în același timp un hub educațional creativ, neavând genul ăsta de hub în locul în care tu activezi, în locul în care tu studiezi, practic nu ești închis de la spate de grupurile din care faci parte. Bun. Am eu aici în desfășurătorul meu un exemplu pe matematică, pentru că aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă să fii un urmăritor versus un creator, să zicem, în lumea aceasta noastră modernă. Și am un exemplu cu matematica, pentru că mai devreme sau mai târziu, cred că fiecare dintre voi, mie mi s-a întâmplat, ne-am întrebat dacă matematica, pentru că e genul de materie care ne pune probleme, dacă matematica ne ajută sau nu în viață. Am primit întrebarea asta de la o copilă de 10 ani, parte din Vlogging Academy, și mi-a pus întrebarea asta. Alin, crezi că matematica m-a ajutat în viață? Este necesar să învăț genul ăsta de lucru? Și dacă era să fiu în perioada asta voastră în care sunteți în momentul ăsta, așa numai în perioada liceului, aș fi spus nu. De ce ai nevoie? De ce ai avea nevoie de matematică când sunt niște calcule pe care le poți face cu telefonul sau calculatorul? Însă Răspunsul meu de acum pentru copila aceasta a fost în felul următor. Uite, dacă te duci la magazin, cel mai probabil o să ai nevoie de matematică. Însă chestiunea asta deja nu mai face parte din realitatea noastră. De ce? Pentru că în momentul ăsta putem să plătim cu ceasul, putem să plătim cu telefonul, putem să plătim cu cardul, putem să plătim cu tot felul de gadget-uri de genul ăsta, ceea ce înseamnă că nu e nevoie ca tu să te concentrezi pe activitatea asta de a calcula anumite lucruri. Deci nu mai ai nevoie de matematică în mod normal, să zicem, când faci cumpărături. Mai era un exemplu pe care mi-l amintesc eu când eram în liceu și mi-l spuneau profesorii, că uite, dacă vrei să-ți amenajezi casa, ai nevoie de matematică pentru că trebuie să gândești în spațiu, trebuie să vizualizezi cum intră anumite obiecte în încăperea respectivă, să le măsori și așa mai departe, să înțelegi volumul lucrurilor respective. Ei bine, în realitatea zilelor noastre, matematica nu cred că mai atât de relevantă pentru genul ăsta de exemplu. De ce? Pentru că avem aplicații de realitate augmentată care îți permit practic să așezi orice obiect vrei tu într-o încăpere și să-ți dai seama cum se pot întâmpla lucrurile respective. Însă, ce cred eu că face cu adevărat diferența între a fi sau a nu fi relevant genul ăsta de materie este următoarea chestiune. În momentul în care tu spui că te duci la magazin și plătești cu telefonul, plătești cu o brățară, plătești cu un ceas și așa mai departe, e normal să spui lucrul acesta. Dar pentru genul ăla de activitate, pentru a folosi o aplicație AR, pentru a-ți decora încăperea din casă, pentru a vizualiza lucrul respectiv și pentru a plăti la magazin, ai nevoie să cumperi niște gadgeturi, ai nevoie să plătești poate niște subscripții, ai nevoie să plătești la cardul respectiv o sumă pentru administrarea respectivă, la aplicația respectivă, la fel o sumă anume. Însă, la fel de normal este ca în lumea aceasta să existe oameni care să-ți creeze ei genul ăsta de aplicație, genul ăsta de interfață care să-ți permite NFC, care să-ți permită să plătești cu telefonul și așa mai departe. Adică e normal pe de-o parte să fii consumator și să cumperi gadget-uri și să le folosești în genul ăsta de activități și să nu-ți mai pese de matematică, dar în același timp este la fel de normal să folosești matematica pentru a fi practic un creator și să fii plătit pentru lucrurile respective. Și spuneam eu, încheiam exemplul ăsta dat copilei respective cu următoarea idee. Pentru prima chestiune o să plătești, iar pentru a doua chestiune o să fii plătit. De cine o să fii plătit? De către toți utilizatorii care
preferă să plătească pentru genul ăsta de lucruri. Și acum, realistic vorbind, eu sunt un om care creează proiecte media. În momentul în care deschid un After Effects, de exemplu, sau în momentul în care deschid un Blender, un program care îți permite să realizezi tot felul de lucruri pe mai multe dimensiuni. Și în momentul în care fac lucrurile astea, folosesc și matematica. În momentul în care fac un filtru, de exemplu, pentru Instagram, există acolo formule de matematică pe care dacă nu le știi, nu le înțelegi, nu ai cum practic să faci programarea aia din spate pentru a realiza filtrul respectiv. Ceea ce înseamnă că pe mine unul mă ajută în lumea aceasta creației, chiar dacă vorbim de filtre de Instagram, chiar dacă vorbim de editare video, de efecte pe editare video, de obiecte create, de a face, frate, uite, întreaga asta scenă pe, în care sunt în momentul ăsta, să o faci ca o realitate în, mă rog, realitate argumentată, pentru a adăuga într-o aplicație, chiar dacă vorbim de lucrurile astea, ai nevoie de partea asta de matematică. Și am ales exemplul ăsta, de ce? Pentru că știu că în România, în momentul ăsta, sunt undeva la 50%, adică e fix ce trebuie pentru exemplul ăsta. Sunt 50% dintre copii care au rezultate ok la matematică și 50% care pică la matematică. Mai ales în mediul rural, procentul este mult, mult mai mare. Și chestiunea asta este tristă, pentru că toată treaba asta se duce și pe zona de știință, adică avem domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică, la fel și acolo. Elevii își pun întrebări, dar de ce e relevant să fac chestiunea asta? De ce e relevant să știu eu inginerie, tehnologie, din nou matematică, științe? Și răspunsul este ăsta. Dacă îți dorești să creezi ceva, ai nevoie să știi genul ăsta de lucruri și anume ai nevoie de fapt de diferențiatori despre care vorbeam mai devreme. Mie mi-ar fi plăcut ca în liceu, de exemplu, profesorul meu să nu spună că ai nevoie de matematică pentru a plăti la magazin, pentru că nu era un exemplu relevant. Mi-ar fi plăcut să-mi spună că ai nevoie, uite, de matematică pentru a crea. Ai nevoie de matematică pentru a face un filtru de Instagram. Adică lucruri care în momentul ăsta pentru voi reprezintă realitatea. Bun, vreau să discutăm acum despre inițiativă versus urmăritor. Și acum am nevoie practic de voi și de ideile voastre pe următoarea întrebare. Ce credeți că înseamnă pentru voi inițiativă în momentul ăsta? Cum ați putea să definiți chestiunea asta? Uite, vreau să îmi răspundă Alexia, că nu are camera oprită, dar aș vrea totuși să o aud. Alexia, ne auzi? Da. Uite, a pornit și camera, Alexia. Hei! M-auziți? Da, te auzim. Inițiativă, cred că înseamnă să vii tu cu o idee și să încep să faci ceva cu ea și să o dezvolți și să ajungi la un lucru mai mare. Okay, deci ne spune colega voastră Alexia că inițiativa înseamnă să ai o idee și să faci ceva cu ideea respectivă, să o dezvolți. Bun. Ce crezi că înseamnă inițiativă pentru tine, Justin sau Justin? Spune-mi tu cum se pronunță. Justin se pronunță. Ok, Justin. Deci, poți să-mi spui cum dorești, că nu mă tranjează. Inițiativă e și o metodă aceeași de ca colegii, gen să pleci la o idee, să pornești de undeva încât să poți realiza ceva. Ok. Singur sau cu ajutorul unei echipe. Ok. Bun. Deci tot așa, avem o idee și pornim, fie pornim singur sau fie pornim într-o echipă, da, cu scopul de a realiza ceva cu ideea respectivă. Ia spune-ne, Tudor, că văd că ai microfonul pornit. Trebuie să o dorim de a face ceva, dacă dorești, faci. Și ok. Să dorim inițiativa. Uh-huh. Ok, deci Tudor spune că este o dorință. Uite, o avem pe Bianca și apoi mergem și la Iulia. Ia spune-ne, Bianca. Bună! Nu știam care. Amândouă, Bian, nu știu care e pluralul la Bian. Mă ajută cineva pluralul la Bianca? Bianche, cred. Bianche, amândouă, Bianche. E cel mai safe, așa. Da, așa, cele două Bianche. Da. Care dintre noi începe? Tu. Ok,
cred că toată lumea a spus, inițiativa e mai mult dorința arzătoare de a face ceva și de a realiza. Nu știu, poate nu spun corect, așa interpretez eu. Dar cam asta este, nu știu. Ok, deci Bianca ne spune că e o dorință arzătoare de a face ceva. Bianca Ghinea? Cam tot sub aceeași idee merg. Uh-huh. Sau să organizeze ceva, să aibă puterea spunei lucru, să vrea să-l facă foarte mult, tot o dorință. Deci este la fel o dorință, ok, bun. Și am spus că mergem la Iulia și apoi continuăm. Ok, bună, mă auziți? Da, da. Ok, eu cred că inițiativa este cumva un început și să ai inițiativă cumva înseamnă să iei tu atitudine când echipa ta nu ia atitudine, când nimeni din jurul tău nu face ceva în sensul acesta și nu numai atât, ci să-i tragi și pe restul după tine în cazul în care vorbim de o inițiativă în grup. Cumva okay, să coordonezi. Iulia ne spune că inițiativă înseamnă să iei tu atitudine. Ok, bun. Deci avem pe de o parte zona asta de idei, pe de cealaltă parte zona asta de dorință și acum Iulia ne spune că este o atitudine a unei persoane. Bun. Dacă e să mergem în DEX, inițiativă și zona asta de, mă rog, a fi inițiator, înseamnă să întreprinzi ceva fără ca cineva să spună că tu ar trebui să faci lucrul respectiv. Și vedeți voi, asta a întreprinde nu înseamnă neapărat a avea o idee și atât. Pentru că dacă ai o idee și atât, asta nu înseamnă că te apuci neapărat să și faci ceva pentru lucrul respectiv. În același timp, dacă ai o dorință, la fel, asta nu înseamnă neapărat că te-ai și apucat să faci ceva pentru lucrul respectiv. În momentul în care te referi la inițiativă, te referi la cineva care deja a făcut primul pas, fără ca cineva să-i spună că tu trebuie să faci pasul respectiv. Deci, și eu, într-adevăr, e o atitudine. Atitudinea asta și în același timp, eu i-a spune că e mai degrabă un... Că inițiativa în primul rând se antrenează, este o abilitate a unei persoane și vă spun lucrul ăsta pentru că eu asta am făcut. Eu în momentul în care eram în facultate, deci nu în liceu, am dat de conceptul ăsta inițiativă. Nu știu de ce n-am vorbit până înainte de chestiunea asta și m-am uitat în DEX ce înseamnă și am văzut că înseamnă chestiunea asta, adică o persoană care întreprinde ceva fără ca cineva să-i spună lucrul respectiv și mi-a plăcut. Și cum am decis eu să-mi antrenez inițiativa, am început să ridic mâna, nu la întrebări la facultate, și la, adică legate de materie, și la întrebări de genul cine vrea să facă ceva, cine vrea să mă ajute la ceva, venite de la profesor. Și dacă la începutul facultății, în primul an, eram la nivelul ăsta, ridicam mâna și mă alegeau pe mine pentru că, surpriză, nu mai era nimeni în toată sala aia dintr-o sută de persoane care să se ofere voluntar pentru o chestiune de genul ăsta, deja la final de facultate mai erau deja câțiva că au observat că eu, dacă ridic mâna, sunt selectat pentru chestiunea respectivă și selectau ridicau și ei mâna ca să fie selectați. Și deja în anul 3 nu mai ridicam mâna în momentul în care îmi spunea un profesor dacă vreau să-l ajut la ceva și plecam direct. Adică era cine vrea să, eram deja acolo, în față. Și pentru mine chestiunea asta a contat extraordinar de mult pentru că a însemnat să mă arunc în tot felul de oportunități despre care nu știam nimic la început de drum, dar în același timp să îmi antrenez genul ăsta de atitudine ca în momentul în care sesizez o oportunitate, sesizez o problemă care apare în jurul nostru, în contextul în care mă aflu atunci, să fiu genul de om, genul de persoană care face instinctual un pas în față și se apucă să rezolve chestiunea respectivă. Dacă vreți să faceți o diferență în viața voastră în momentul ăsta, să aveți un diferențiator față de toți ceilalți colegi de-ai voștri, încercați să vă antrenați genul ăsta de atitudine,
pentru că o să devină o abilitate care o să facă diferența pentru voi. În țara asta, în momentul ăsta, avem nevoie extraordinar de mare de inițiatori și de creatori. Este o diferență între conceptele astea două. Da? Deci avem nevoie de persoane care fac primul pas instinctual în momentul în care se sesizează o problemă. Imaginați-vă cum ar fi ca în fiecare comunitate din România să avem genul ăsta de persoane. În primul rând, i-ar antrena pe ceilalți din jurul lor. Le-ar arăta că, uite, dacă eu fac chestiunea asta, am de câștigat, intru în oportunități noi, am rezultate și așa mai departe. Și instinctual ceilalți l-ar vedea sau ar vedea-o pe persoana respectivă drept un model și ar începe și persoanele respective să-și antreneze genul ăsta de comportament. Deci ăsta este un alt diferențiator. Da? Inițiativă. Sună banal pentru mulți dintre am observat mulți dintre studenți sau mulți dintre poate uite liceeni, nu am vorbit atât de mult cu grupul acesta de vârstă, dar e ceva care ne lipsește în momentul ăsta. Și asta se vede de fiecare dată într-o încăpere, în momentul în care cineva întreabă cine vrea să facă o chestiune și o să vedeți că nu se oferă foarte mulți voluntari să facă lucrul respectiv. O altă diferență între un inițiator și un urmăritor este că în mod normal inițiatorul are și dorința respectivă, așa cum spunea și voi, o dorință de a duce lucrul respectiv până la capăt. Și ăsta este un alt diferențiator. Ai o idee, vezi o problemă și tu vrei să rezolvi problema respectivă, faci primul pas. Pentru că mie îmi place să spun că în momentul în care faci primul pas, tu te arăți, adică te lași văzut de către ceilalți, pentru că dacă e să-ți imaginezi că suntem cu toții într-un șir din ăsta așa și unul a ieșit în față, a făcut primul pas, dintr-o dată omul ăla este observat de către toți ceilalți. Și omul ăla iese așa, cu mâna ridicată. Eu am sesizat problema asta și vreau să o rezolv. Și am soluția asta sau vreau să-i găsesc o soluție. Cine mi se alătură? Și ăsta este momentul în care îți formezi o echipă, așa cum spunea și colegul vostru Justin mai devreme, că poți să faci singur sau poți să faci în echipă. Ideal e să faci, bineînțeles, în echipă. Și dorința asta ta de a iniția, de a schimba ceva, trebuie dusă neapărat până la capăt. Pentru că ăsta este un alt diferențiator. Ai o problemă, rezolvă-o și rezolvă-o în așa fel încât ca problema respectivă să nu mai existe. Bun. Dacă nu și da, exact, nu și pui în practică, nu? Nu există inițiativă care să nu fie, adică dacă nu pui în practică, exact, nu se numește inițiativă, se numește dorință. E cu totul și cu totul altceva. Și asta o să observați voi în discuțiile pe care le aveți cu ceilalți. În momentul în care vă spune că eu vreau să fac ceva, eu vreau, am o dorință, vreau să fac lucrul ăsta sau am o idee, ideile nu sunt atât de, adică sunt bune, sunt ok, dar nu sunt atât de importante. Pentru că nu fac atât de mult diferența, tocmai pentru că ideile care nu sunt puse în practică, dorințele astea care nu sunt puse în practică, ele de fapt nu produc nimic, adică nu au un rezultat anume. Poți să inspire poate pe cineva, dar dacă nu pui în practică lucrul respectiv, înseamnă că nu aduci de fapt o schimbare în contextul ăla în care ești tu în momentul respectiv. Bun, un alt punct despre care aș vrea să discutăm este, se numește hub educațional creativ. Și o să vedeți de ce vreau să discut despre chestiunea asta. Eu în momentul în care eram în liceu, am făcut liceul într-un orășel mic din Argeș. În momentul ăla nu aveam internet. Am făcut liceul în perioada 2004-2008 și internet am avut abia în clasa 12-a și puțin din clasa 11-a. Am făcut matematică informatică și ca să înțelegeți cum făceam noi matematică informatică, cum făceam informatică, scriam codul pe tablă. Discutam ieri cu un coleg de chestiunea asta și îmi dădeam seama că eu eram ascultat în felul ăsta, adică scriam cod pe tablă și m-am amuzat acum, pentru că îmi dădeam seama că indiferent de ce scriam acolo, profesorul respectiv nu putea să îmi spună dacă eu am dreptate sau el are dreptate, pentru că nu avea cum să-i dea eroarea din codul respectiv, în mod normal, adică n-are cum să ruleze un cod pe tablă, e clar. Așa se întâmplau lucrurile atunci. În liceu, eu nu am auzit de nicio oportunitate. Deci asta este realitatea, de nici măcar una. Da?
de, nu știu, că există vreun Erasmus sau că există vreun Buvii, că există vreun festival din ăsta de creație, vreun festival pe zona tehnică, vreun festival de, sau vreun eveniment extern, vreun eveniment național, de absolut nicio chestiune. Care este pericolul în momentul ăsta? Pericolul este că tu ai senzația că ești cel mai deștept din grupul respectiv sau printre cei mai deștepți din grupul respectiv, dar în realitate, în momentul ăla, eu eram în orășelul ăsta mic și eram, să zicem, printre grupa aia de deștepți de la informatică de acolo, da? Dar în realitate noi nu eram conectați cu oportunitățile, ceea ce înseamnă că noi nu aveam un hub educațional pe bune acolo. Pentru că nu aveam o bibliotecă deschisă, pentru că nu aveam un club de programare, un club de robotică, un club de STEM, un club de vlogging, poate, mă rog, nu exista vlogging respectiv, dar existau formatele astea media, puteam să le avem. Și pentru că nu aveam accesul la genul ăsta de lucru, noi trăiam practic într-un soi de iluzie din asta. Știi că, mamă, ce deștept suntem noi, că, uite, rezolvăm codul ăsta pe tablă, da? Și în realitate chestiunea respectivă de fapt nu valora. De ce? Pentru că dacă era să mergem poate în, să zicem, Pitești, reședința Argeșului sau în București, cu siguranță dădeam de niște alți tineri care erau mult mai conectați la genul ăsta de oportunități. Deci dădeam de niște hub-uri educaționale de la care puteam să învățăm și care ne arătau că realitatea noastră este mult în urmă. În același timp, provocarea mea pentru voi, pe lângă faptul că ar trebui să vă faceți, să zicem, un soi de update de genul ăsta, băi, uite, studiez aici, oare hub-ul ăsta în care studiez eu în momentul ăsta, colegii mei sunt conectați la genul ăsta de oportunități, la ceea ce se întâmplă în lumea asta sau nu? Pentru că dacă nu, dacă răspunsul este nu, înseamnă că voi în momentul ăsta sunteți, să zicem, într-un hub în care puteți să vă dezvoltați la maximum. Și recomandarea mea pentru voi și în același timp provocarea mea pentru voi este să nu gândiți doar la nivel național. Pentru că la nivel național nu suntem atât de bine reprezentați când vine vorba de zona de hub de creație și de hub educațional. Dacă te duci, am fost în China înainte să înceapă nebunia asta, pe undeva prin noiembrie, și am văzut cum studiază oamenii respectiv la liceu, la facultate și așa mai departe. Și în momentul în care te duci într-un liceu și observi că ei au studiouri de film, exact cum se fac filmele, adică studiouri toate full green screen și cu camere de sute de mii de euro și că pot să facă animații, ilustrații și toate cele, adică mi-arătau animații care erau premiate la festivale din astea internaționale de film făcute de liceeni, te prinzi în momentul ăla că diferența între hub-ul ăla creativ, hub-ul ăla educațional este enormă versus diferența, versus ceea ce faci tu în momentul ăsta, ceea ce înseamnă că tinerii din România care se pregătesc în momentul ăsta au un gap extrem de mare pe care ar trebui să recupereze când vine vorba de hub de creație la nivel internațional. Și unde este miza? Miza este că tu ca tânăr, dacă vrei să fii cu adevărat, să zicem, recunoscut în domeniul tău, ar trebui să emiți pretenții pe zona de rezultate la nivel internațional. Asta înseamnă că tu, în momentul în care intri cu cineva din Germania, într-o sală, cu cineva dintr-o, mă rog, altă țară, ar trebui să știi cam aceleași lucruri pe care le știe și el și să poți să creezi împreună cu el o echipă. Să poți să faci genul ăsta de inițiativă, adică să ai atitudinea asta pe care ai antrenat-o, genul ăsta de proiect, genul ăsta de idee, să ai genul ăsta de dorință și împreună cu cei care sunt din Canada, care sunt din eu mai știu ce alte țări și așa mai departe. Și ca să faci genul ăsta de chestiune, trebuie să te prinzi de acum dacă ești sau nu actualizat la ceea ce se întâmplă și în alte locuri din lumea aceasta. De ce? Pentru că există o neconcordanță din asta între democratizarea asta a internetului și anume avem cu toții acces la informații, dar surpriză, nu suntem cu toții atât de pregătiți. România în momentul ăsta are undeva la 42% dintre elevi care sunt analfabeți funcționali, adică care se uită la o chestiune, citesc chestiunea respectivă, că nu înseamnă că nu știi să citești, dar nu înțeleg chestiunea respectivă. Adică le vorbesc, de exemplu, despre realitatea augmentată, dar nu știu ce este aia. Da? Sau le vorbesc despre, uite, ce spuneam mai devreme, despre partea asta că matematica te ajută, dar la fel nu văd conexiunile respective. Știi? Și când ai genul ăsta de procent, 42% dintre români, dintre elevi care se uită la ceva, dar nu înțeleg ceva respectiv, chestiunea asta este tristă pentru fiecare dintre voi.
De ce? Pentru că chiar dacă tu nu faci parte din grupul ăla, ar trebui să te prinzi încă de acum că în jurul tău nu sunt atât de mulți tineri care să te ajute, adică să te ridice în sensul, uite ce idee are X tânăr, haide să fac și eu mai mult de atât. S-ar putea să fii doar tu împreună cu câțiva colegi care sunteți mai, mamă, ce idee avem și ce facem noi pe aici. Tocmai de asta, miza voastră în momentul ăsta, pentru că engleza deja este ceva comun pentru fiecare dintre voi, pentru că aveți accesul ăsta la tehnologie, miza este să vă actualizați pe hub educațional și hub creativ la nivel internațional, nu la nivel național și atât. Da? Pentru că dacă nu facem chestiunea asta cât mai curând, o să fim din nou și din nou și din nou o țară care de fapt nu produce, și eu când mă refer la țară, de fapt mă refer la un hub de creație, care nu produce bunuri din astea comune și pentru comunitatea europeană și pentru ce înseamnă pământul ăsta, da? Pentru lumea în care trăim în momentul ăsta. Eu unul cel puțin m-am săturat de chestiunea asta, adică să ne uităm la alții că creează și să creează în alte parte și în alte parte și în alte parte și noi nu venim, chiar dacă ne credem extraordinar de buni în comparație cu americani, știți că există chestiunea asta, chiar dacă ne credem extraordinar de buni, nu venim de fapt cu niște bunuri comune la nivel care să fie reprezentate la nivel global. Aș vrea, Alin, dacă se poate, să-ți spun ceva, că din acest punct de vedere considerăm că e excepțională ideea Buvi, tocmai pentru faptul că trimite copiii către un citit conștient vis-a-vis de ceea ce spuneai, că citesc și nu știu ce. Ori, trailerele pe care copiii le fac la Buvi ne arată că ei au înțeles ce au citit, au înțeles mesajul, au înțeles cadrele pe care fiecare scriitor a încercat să le picteze din cuvinte. Și asta considerăm noi că e, de fapt, marea realizare cu adevărat a Buvi. Așa că chiar ne bucurăm că ai ajuns în zona asta de discuție, dar ca să nu te lăsăm să te bucuri prea tare, vrem să te atenționăm că mai avem aproximativ 8 minute de emisie live în care, dacă copiii probabil vor să mai pună niște întrebări de final și eventual să vă lăsați contacte ca să puteți ține legătura. Okay. Mulțumesc pentru intervenție, Tavi. Cu siguranță Buvi le oferă exact ceea ce trebuie și îi actualizează așa cum trebuie pe tinerii prezenți la informații. Însă, dacă discutăm, uite, de exemplu, despre inițiativă, dacă discutăm despre dorințe, mi-ar plăcea să văd că tinerii care sunt în momentul ăsta în Buvi încep să aibă și genul ăsta de inițiative la nivel local. Genul ăsta de inițiative, uite cum se întâmplă la Buvi, cum este practic festivalul ăsta. Este doar un challenge, adică nu trebuie neapărat să faceți lucrul ăsta, dar în momentul în care îți provoci de fiecare dată mintea să acționeze în direcția asta, și anume, văd o problemă. Colegii mei nu sunt în Buvi în momentul ăsta. Cum fac să aduc? Asta este o problemă. Am inițiativă, am dorință, vreau să fac chestiunea respectivă, hai să fac ceva prin care să-i conectez practic și pe colegii mei la lucrul respectiv. Ultima chestiune despre care aș vrea să discut pe zona asta de diferențiatori este oportunitate. O oportunitate este inclusiv, uite ce se întâmplă acum cu Buvi. O altă oportunitate este faptul că în momentul ăsta există și competiția aceasta de creație, Vlogging Academy, despre care ați auzit deja. O altă oportunitate ar putea să fie faptul că puteți să participați, poate aflați despre o conferință anume sau despre, uite, Erasmus. Dacă aveți 16 ani, deja puteți să plecați la studii pe un semestru într-o altă țară, la studii pe zona asta voastră de liceu, sau puteți să plecați în proiecte de Erasmus+. Astea sunt toate lucrurile, astea sunt oportunități. Un diferențiator major pentru voi în momentul ăsta este să respectați cuvântul ăsta, conceptul ăsta numit oportunitate. De ce? Pentru că am sesizat că oamenii, în general, mă rog, tineri în general, nu înțeleg care este puterea unei, să zicem, noi uși deschise. Dacă le spun că, hei, uite, eu am călătorit cu un proiect de 4 ori prin Europa și apoi am primit și o finanțare pentru un proiect anume, ai putea să faci și tu chestiunea asta? Au un soi de scepticism de genul ăsta, că da, dar acolo sunt aleși dinainte alți oameni, adică e totul așa aranjat dinainte. Lucru care nu este deloc adevărat. Din păcate, suntem cam ultimii când vine vorba de accesat oportunități, și aici nu mă refer doar la fonduri europene, la accesat oportunități de toate felurile.
oportunități care sunt menite practic să ne educe generațiile noi. Eu nu înțeleg, de exemplu, de ce în momentul ăsta în România nu se dorește ca generația asta voastră să fie pregătită prin oportunitățile care există deja la nivel european. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că există deja un buget pe zona de educație, pe zona de creație, prin care niște tineri din comunitatea asta europeană se pot pregăti. Surpriză, voi nu știți de ele. Asta este problema. Nu înțeleg de ce nu se dorește ca voi să nu știți de lucrurile astea. În același timp, întrebarea mea pentru voi este, dacă aș ști de lucrurile astea, v-ați implica în genul ăsta de lucruri? Ați merge în genul ăsta de lucruri? Ați participa în genul ăsta de lucruri? Și am să închei, și apoi o să trecem la partea asta de întrebări cât timp mai avem, prin a vă spune așa. Eu în liceu eram un analfabet funcțional, adică genul ăla de persoană care se uita la niște lucruri și nu le înțelegea. Nu am făcut liceul într-un hub educațional cu oportunități. Așa cum vă spuneam, nu am auzit de absolut nimic. Am ieșit de acolo cu o dorință din asta arzătoare de a arăta că pot mai mult și chestiunea asta m-a ajutat. Pentru a face practic și proiecte, pentru a începe și niște inițiative. Făceam un calcul cu prietenii mei, cu persoanele care reușesc să acceseze genul ăsta de oportunități și mi-am dat seama că în perioada asta de studenție am reușit să accesez oportunități pe zona de educație care erau însumate, valoarea lor însumată era de peste 100 ceva de mii de euro. Eu n-am dat niciun leu să merg de 30 și ceva de ori în proiecte internaționale, să merg pe 3 continente și să fac proiecte, să fiu plătit pentru chestiunile astea. N-am dat absolut niciun leu. Tocmai de asta cred că fiecare tânăr din România poate să fie pregătit prin oportunități și că poți să faci chestiunea asta doar dacă respecti cu adevărat o oportunitate. Adică când sesizezi ceva, când cineva vine și spune haide să creăm ceva împreună, ar trebui să ai respectul pentru invitația respectivă. Când cineva vine și spune există Vlogging Academy în momentul ăsta, competiția asta, ar trebui să ai respectul pentru genul ăla de oportunitate, dacă îți dorești să faci, bineînțeles, dacă ai interes pentru chestiunea respectivă. Și respectul ăsta pentru mine se traduce în a-ți investi mereu 100%, a fi mereu 100% implicat în genul ăla de oportunitate. Nu ai cum să câștigi la nivel internațional lucruri wow dacă nu ești 100% implicat. Bun, cam asta am avut eu să vă zic. Sunt deci niște diferențiatori. Unul, atenție la timpul pe care îl petreceți în fața ecranelor. Puteți să faceți diferența investind în niște proiecte, în niște idei. Atenție la faptul că nu avem inițiatori. Puteți să faceți diferența făcând mereu un pas în față voi și lucrând în echipă. Atenție la faptul că există foarte mulți urmăritori și e ușor să fii urmăritor, dar este mult mai greu să fii creator. Doriți-vă mereu să fiți creator pentru că nu avem hub pe zona de creație. Atenție, uite și la partea asta de materie, adică matematică, știință, tehnologie, inginerie, matematică vă ajută întotdeauna în viață chestiunea asta. Nu credeți în capcana asta de nu o să mă ajute. Atenție la partea asta cu hub creativ extern. Ceea ce faceți voi în momentul ăsta s-ar putea să, adică în momentul ăsta local, s-ar putea să nu fie atât de actualizat la nivel internațional sau la nivel național și este de datoria voastră să faceți lucrul ăsta. Și atenție la oportunități. O să dați mereu în viața asta voastră de uși care se pot deschide. Rolul vostru este să intrați acolo cu încredere și să faceți cu adevărat ca lucrurile să meargă. Bun, mai avem doar 2 minute pentru o întrebare sau 2 maxim. Uite, l-avem pe Mihai. Alin, am văzut de câteva zile de când am aflat că o să fim dintre speakeri, am văzut că majoritatea pozelor de pe Instagram ai o mască. Ce reprezintă pentru tine masca aia sau ce semnificație emoțională are? Mie nu-mi place să fiu denumit cumva, adică am fost denumit influencer și eu cred că bunica mea e mai influencer decât orice influencer de pe lumea asta, pentru că a influențat mai mulți oameni stând pe bancă în fața acolo și vorbind cu oamenii care treceau pe drum. Am fost numit Instagrammer și mi-am șters toate pozele de pe Instagram. De ce? Pentru că eu sunt inițiator și am venit cu genul ăla de mască. Pentru că, în general, în lumea asta a influencerilor, este întotdeauna despre ei și nu despre mesajele pe care le au și nu despre inițiativele pe care le au sau dacă e să implici pe ei într-o inițiativă, este despre ei și inițiativa respectivă. Adică întotdeauna e despre un ego. Și masca este, dacă vrei, o lipsă a ego-ului respectiv. Adică nu mai este despre ego, este despre ceea ce faci. A fost, să zicem, un soi de
protest pe care l-am făcut pe undeva prin 2018. Masca aia s-a transformat într-o mască digitală. Am avut și discursuri pe scene din astea mari cu o mască digitală pe care erau afișate anumite mesaje. Cam asta ar fi explicația așa, foarte pe scurt. Mai avem timp de o întrebare? Sau nu mai avem timp de întrebare? Dar dacă poți, știu să te contacteze copiii, poți să ne spui rapid un mail sau să te caute pe net, pe o rețea de socializare, să îți pună întrebări și să poți să comunici cu ei, pentru că... Okay.